Noi am lansat acel stop abuzurilor, exact spunând că trebuie să avem parteneria cu cetățenii. Dacă cetățeanul nu vine și spune că a suferit un abuz, că e de la primărie, că e de la consiliu, că e de la minister, că de unde o fi, de la sănătate, că n-a fost primit în spital sau că uite, eu am deblocat și mi-am mulțumit oamenii de 3 ori în mandatul domnului fost ministru al sănătății, medicamentele care nu erau în cantitate necesară și nu erau nici pe compensate, deși directiva europeană spune clar că pentru cancer și pentru bolile rare, medicamentele sunt pe listă compensată și în cantitate suficientă, că nu poți să alegi cui să-i dai și cui să nu dai. Acum din nou primesc mesaj că din nou sunt în criză de medicamente. E, asta este un abuz, că eu nu pot să-mi fac tratamentul continuu. Am primit aseară de la persoane cu dizabilități. Pentru Dumnezeu, am făcut la guvern și la Ministerul Muncii și o să revin. Nu se poate o persoană să trăiască demn în țara asta și să se poate îngriji și să aibă și o prevenție în sănătate cu 350 de lei, 500 de lei cât au persoanele cu dizabilități. Las la o parte că noi am votat acum recent integrarea persoanelor cu dizabilități în social, cultural, muncă și așa mai departe. Că aici noi suntem zero. Dar să nu aibă suportul pentru a trăi este absolut crimă. Cum adică să nu-i dau unei persoane care nu poate munci, are dovadă că nu poate munci, nu e bucuros că are acea handicap. Maria, te rog să mă ierți, trebuie să punem punct emisiunii. Da.